dimineața! Mergem la panou. Mă grăbesc. Vii și tu? Ok. Avem episodul cu numărul 6. Și deschid plicul. Sunteți gata? Bam! Dragă Ina, în episodul 6, adevărul va ieși la iveală. Dacă pui așa, fiți atenți, deci fiți atenți. Oare e greu să explici macaroni? E cumva ușor de explicat, dar să-i mai punem ceva peste. Deci, eu gust din fiecare farfurie și trebuie să-i descriu ei ce-am mâncat. Dar fără să-i spui cuvântul. Fără să-i spun cuvântul și ea trebuie să ghicească. Poți să miros? Anca, la voi, în Petroșani, când vă duceți cu colindul, mere și... cozonac. Ce mai are cozonacul? Nucă? Am fost în turneu în Franța și am cumpărat din aeroport brânză de capră. Sunt rotunde, culori pastelate. Macaron! De ziua ta ce tai? Perfect! Așa! Bam! Aoleu! Ce? Nu știu. Dar reacțiile sunt... Ah! E ceva mic în oțet. E din aia care se face din lapte brânză. Așa. Ce gogoșar umplut cu brânză. Da! Asta e de la pisică? E un fruct. Dacă nu e măr, e... pară? Da. Bune? Nu știu, mă dau bătută. Stai, nu-ți da. Știu, kaki. Da, eu nu am mâncat în viața mea kaki. Voi mi-aduceți mie kaki, eu am crescut în România. Asta e cachi! E de la ceau Italia, peste paste ce pune! Parmezan! Da! Când faci dragoste, ce faci? Zâmbesc? Gel, babușchi! Gel! Nu zâmbești! We're walking body to body, we can go far. And we'll be together no matter what. We're rocking body to body. Astăzi am o surpriză pentru Anca. Eu am aflat dinaintea ei sexul copilului. Am pile la domnul doctor. Așa că astăzi i-am pregătit o surpriză mare. Baby Gender Reveal Party. Dacă vreți să vedeți cum plânge iarăși, stați aici alături de noi. Hello! Ce mai mușchi ești? Bine, de la doctor. Cum ești? Tutto bene. Bravo. Ți-am pregătit o surpriză. Ai tu grijă să-mi se întoarcă, da? Da, nu mă. Așa, bine, hai. Tu ce crezi că o să ai? Fetiță sau băiat? Eu zic fetiță. Da? Tu ce vrei, Adrian? Eu vreau băiat, dar cred că o să fie fată. Din momentul în care mi-a spus Alexandra că are o surpriză pentru mine, m-a pufnit plânsul. Pentru că știi de ce surprize colosale face ea. Îmi tarce-te. Și, baby, mai am încă o surpriză pentru tine. Asta! Doi, trei
Și! Nu m-am gândit că o să fie reveal-ul sexului copilului și mai ales părinții mei. Tararam, tam, tam, tam. Speram și mă așteptam să fie fetiță. Nu sunt dezamăgită că e băiat. Chiar mă bucur pentru Adrian că el asta își dorea.